Industria anunților este la pământ din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Reprezentanții acestui domeniu au propus ca petrecerile de căsătorie din acest an să se desfășoare fără dans și cu distanță între mese. Acest lucru este inacceptabil pentru mehedințeni. Sălile de evenimente sunt goale, furnizorii sunt în pragul falimentului, iar tinerii care vor să se căsătorească nu știu ce se va întâmpla. Incertitudinea a fost și în anul 2020, iar în anul 2021 nu pare să fie foarte diferit de anul trecut. Reprezentanții industriei nunților au propus ca petrecerile de căsătorie să se desfășoare fără dans și cu distanțare între mese. Dar nu se poate așa ceva să nu se facă nunți fără dans, că nu poți să stai. Nu poți să stai, deci nu ai... instinctul ăla deci de a face așa ceva. Mai bine nu mai faci deloc. Și am un nepot și tot așa a lăsat nunțile ca să a dat arvună înainte. Nu se poate să. Mai bine renunți la nuntă. Dacă bagi un ban, deci nu faci nuntă pentru 50 de inși. Ai vreo, sormi are 600 de persoane care trebuie să... Și cu legile ăștia nu sunt cam aspre. Să vedem dacă ne lasă să facem nunți prima dată. Și după aceea mai vedem care e problema. Credeți că ar fi ok o nuntă fără dans? Păi nu, n-ar fi. Mai ales dacă se impune să fie și 30% de capacitate în care să fie lumea. Poate alții au mai mulți invitați. Și până acum toți și-au făcut nunțile, au avut o altă armonie acolo, o altă plăcere. Așa să ținem distanțarea și să fim cât mai puțin, cam greu. La nuntă ca la bibliotecă. Asta îi așteaptă pe tinerii care vor să-și unească destinele anul acesta. Cum se face? De lumea, cel puțin 100 de inși acolo și cu muzică și cu alea. Patru la cine? Păi nu mai e nuntă atunci. E mormântare atunci. Nu de acolo. Păi la ce dracu te duci la nuntă? Dacă nu joci, nu te distrezi, te duci să stai ca... Acolo, ca mamelucu, nuntă e nuntă, cum se facea odată nuntele la țară, nu mai vedem noi așa ceva. Varianta petrecerilor fără dans a stârnit o serie de controverse în rândul cetățenilor. Mai acceptabil ar fi varianta nunților în aer liber sau cu un număr redus în spații interioare.